groază pe Bitcoin, nimeni nu știe unde se oprește ascensiunea, nu? Mai povestim astăzi și despre anumite altcoins, așa că stați alături de mine. Sunt și anumite ponturi prin materialul de astăzi pe care poți să le cântărești ulterior. Înainte să mergem mai departe, stimulează acest canal, gâdile-l și ajută algoritmul cu un like. Vă mulțumesc tare pentru aportul vostru, sunteți speciali, cum vă spun de fiecare dată, și mă bucur că pot să vă servesc, că pot să vă slujesc. Acest material de astăzi e unul important pentru că o să ne ofere o perspectivă cu ce o să urmeze în piața cripto. Rămâneți până la final și nu ratați update-urile. Important de știut și de menționat în același timp că Bitcoin se află deja în zona de epuizare a buyerilor, adică a cumpărătorilor, zona de la 36.500, respectiv 39.000, în zona aia. Pentru că din această zonă o corecție are o probabilitate mare. Piața trebuie să definească unde, Doamne iartă-mă, e nou suport. Range de la 32.000 ar fi unul important și poate că ideal. Ca să vedeți cât de șubredă e mintea omului și totodată volatilă, foarte mulți cumpărători au fost foarte, foarte atrași să cumpere la 35.000 față de sentimentul general întâlnit la 25.000. Asta arată că omul nu e informat bine și se sperie foarte repede pentru că nu există o altă explicație. Din nou, avem mintea mai volatilă decât Bitcoin-ul de multe ori. Una peste alta, am avut un breakout important pe BTC, dar să nu uităm că corecția e una normală în orice ciclu de creștere. La higher-higher-ul precedent, am avut un fake-out și ne-am întors înapoi în range-ul de la 34-35.000, deoarece era nevoie să consolidăm acolo înainte să avem un breakout. Și iată că a venit acel breakout. În urmă cu două zile, dacă mă urmăriți pe Twitter, dacă mă urmărești pe Twitter, pe X, am discutat că e probabil să avem un nou higher-high pe BTC. Am avut tranzacții destul de profitabile, cele mai multe le postez pe Discord, pe serverul nostru. Dacă nu ești abonat acolo, ai un link în descrierea acestui clip, așa că mergi și aruncă un ochi, te așteptăm. Nu mai pierde vremea. Dacă o să ne uităm pe graficul Ethereum, chiar dacă ne interesează sau nu, o să observăm că consolidează puternic în zona de la 1800-1900 și se străduiește să rupă o importantă rezistență de la 1900, care din punctul meu de vedere, în curând, o să fie ruptă. Acum, la cererea multora dintre voi din comunitate, vreți să discutăm de câteva monede. Începem scurt cu Litecoin, cu tokenul LTC. Litecoin este o criptomonedă, o formă de bani digital, care a fost creată ca un alternativ sau ca o alternativă mai ușoară și mai rapidă la Bitcoin. A fost lansată în 2011 de către Charlie Lee și are un cod sursă deschis, un open source. Litecoin utilizează tehnologia blockchain pentru a facilita tranzacțiile securizate și transparente între user, între utilizatori. Dar se concentrează pe timpul de procesare mai rapid și costuri, desigur, mai reduse în comparație cu BTC-uri, fiuri mai mici. Este adesea descris ca argintul digital în contrast cu aurul digital reprezentat, desigur, de Bitcoin. Are un max supply și un total supply, ceea ce îi bine. Și 2017 și 2021 au fost ani buni pentru acest activ, pentru că a avut creșteri bune. Și cred că are un nou potențial să atingă un all-time high. În punctul ăsta oscilează între locul 16-17 pe CoinMarketCap și... Da, nu este o monedă pe care aș vrea neapărat să o am în wallet-ul meu, deși are un parcurs interesant, pentru că am altele în vizor. Dar asta cred eu desigur și nu sfaturi investiționale. Cineva m-a întrebat și de Algorand. Am discutat marți despre Algorand. Aveți un clip la mine aici pe canal, se numește Pont de Marți, în care discut de ce cred că urmează pe Algorand vis-a-vis de acest ecosistem în următoarea perioadă. Așa că mergeți să aruncați un ochi. Urmăriți materialele mele aproape zilnice ca să nu ratați oportunități, să nu ratați tranzacții sau idei. Și nu uitați de un like la acest material. Chiar acum. Toți cei cu mintea odihnită. Like. Trecem să ne uităm și pe la ICP, Internet Computer. Nu îmi place acest token. Deși mulți observ că îl văd pe lună. Bull marketul trecut a dormit destul de mult, așa că oricând aș opta pentru alt ecosistem. Nu are o imagine foarte bună creată în spațiu public, deși e mult hype și marketing în jurul lui, deoarece au parteneriate interesante, însă astea nu ajung, pentru că ai nevoie de simpatia publicului larg. Aici, în spațiu ăsta, oamenii fac legea.
Deci dacă comunitatea nu te-a acceptat în bull marketul trecut, da, greu te întorci înapoi pe culmi. Dar asta e părerea mea, desigur. Dacă ai o altă părere de ICP și ai mintea mai odihnită decât a mea, lasă în comentarii părerea ta. Să o vedem și să o analizăm. De ce nu? Și că tot vorbeam de minți odihnite, contează mult să ai o comunitate deschisă de oameni unde poți să te consulți, unde poți să acumulezi informație, educație, experiență, să faci investiții și să tranzacționezi bine. Pentru asta am gândit și am creat Școala Greu Capital, aveți link în descrierea clipului. Cred că abonamentul Pro este accesibil pentru oricine și poți să îl calculezi ca o cafea sau ca un cola zero. Că ăla nu are zahăr. Dacă poți să bei o cafea pe zi sau un cola zero, poți să investești și în educația ta un cola, da, pe zi. Sper că nu bei cola în fiecare zi. Doar că, na, aici ai diferite beneficii. La cola zero, chiar dacă e zero, e discutabil. Nu știm sigur. Una peste alta, poate că e un moment bun ca să te uiți peste toate altcoin-urile pe care le-ai acumulat și să vezi care au performat mai bine în comparație cu Bitcoin-ul, care se mișcă bine în ultimele două luni, oricine ce ar spune. Cele care au continuat să aibă un trend descendent ar trebui poate reevaluate și să te gândești de ce s-a întâmplat asta. Uneori fiind focusați doar pe BTC, nu vedem ce fac celelalte altcoin-uri în raport cu Bitcoin-ul. Și nu este neapărat sănătos să facem asta. Îmi place mereu să vă ofer plus valoare și să vă provoc să vă puneți întrebări cu privire la lucrurile din jurul vostru. De ce fac asta sau simt cumva să fac asta? Pentru că consider că este imposibil să trăiești o viață de semnificație și egoism, atenție, în același timp. Dacă vrei să trăiești o viață împlinită, amintește-ți că întotdeauna este vorba despre alții și învață să-i slujești cum poți tu mai bine. Din egoism nimic nu se naște bun. De asta încerc în proporție de peste 95% pe toate rețelele să ofer materiale educaționale gratis. E cu mult mai de preț să dai, din punctul meu de vedere, decât să primești. Discutăm, da, mult și de cripto și de investiții, dar îmi place să vă ofer și lecții importante de viață care pot să vă servească mult, pentru că mie îmi servesc. Să nu uitați, doamnelor și domnilor, că în fiecare zi din viața voastră este bine să ne pregătim pentru următoarea. Ceea ce deveniți este rezultatul a ceea ce faceți astăzi. Drept urmare, faceți ca ziua de azi să conteze. Amintiți-vă mereu că măsura unui lider nu este numărul de oameni care îl servesc, ci numărul de oameni pe care îi servește însuși acel lider. Învățați să vă serviți oamenii din jur. Învățați să-i onorați cât de mult puteți. Și nu vă gândiți neapărat la beneficiile imediate. Și faceți lucrul ăsta, învățați să-l faceți printr-o practică de zi cu zi, că poate nu simțiți în fiecare zi să-i slujiți pe cei din jur, sau poate că unii chiar nu merită. Și da, nu merită. Credeți că toți care intră în comunitățile mele mă simpatizează? Nu, unii mă înjură benevol, da, alții așa se gândesc ei că e eficient să facă, dar nu contează. Eu sunt aici pentru cei care își doresc cu adevărat utilitate să crească pe termen mediu spre lung. Una peste alta, sper că s-a servit materialul de azi, narativa cripto e una interesantă, a Bitcoinului, desigur, că îl diferențiem față de celelalte monede și mai interesantă. Să ne vedem cu bine la noi materiale. Ochii pe piața cripto. Mă înclin cu drag, Robert.